Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la emisiunea Numele Adevărului de la Gorj TV. Ne mai despart doar câteva zile până la începerea noului an școlar 2018-2019. Mii de elevi din județul Gorj se vor întoarce la școală. Un sentiment de speranță, dar puțin și de dezamăgire, pentru că la finalul școlii o parte dintre ei aleg să plece în alte țări. Până la urmă, nu cred că este vina tinerilor, pentru că se gândesc să se realizeze din punct de vedere profesional, dar și personal, în alte țări. Este acum o lume liberă, nu mai există niciun fel de opreliști, dar cred că, în primul rând, este vina societății și a oamenilor politici. O să discutăm despre începerea noului an școlar cu domnul inspector general, Inspectoratului Școlar Județean Gorj, domnul Ion Ișfan. Bună seara, bine ați venit! Bună seara, bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Dacă m-ați lăsa, aș putea să completez puțin spusele dumneavoastră. Nu cred că sunt de vină numai politicienii pentru faptul că ne pleacă tinerii din țară. Cred că de vină suntem noi toți. Societatea la ansamblu, până la urmă. Noi toți, pentru că nu putem. Până la urmă, politicienii sunt produsul nostru. Până la urmă, politicienii nu pot să fie mai buni sau mai răi decât societatea românească. Sunt reprezentanții noștri în Parlamentul României și, până la urmă, avem ce ne-am dorit să trimitem acolo. Eu aș putea să vă spun așa, tot spus-o în ultima vreme, vedeți, faptul că lucrez cu tineri, faptul că lucrez în învățământ, văzând că populația școlară este într-o continuă scădere, acum demografic copiii sunt din ce în ce mai puțini, ba mai mult se nasc mai mulți copii români în străinătate, în diaspora, decât se nasc în România, și văzând că o parte dintre noi își trimit nevestele să nască în țări din Uniunea Europeană, practic, pentru că acolo alocația este mult, mult mai mare decât în România, mi-am permis să discut, să gândesc, să întreb ce se întâmplă, de ce sunt lucrurile astea, și am ajuns la concluzia că noi în România, în societatea românească, discutăm, chiar dumneavoastră, media, discutăm foarte mult de trecut și de prezent. Nu discutăm sau se discută foarte puțin de viitor. Pot să vă spun că dacă deschidem televizoarele... Nu știu dacă este vreo strategie, dacă vorbiți de viitor în acest punct de vedere. Vedem că vor crește pensiile, că vor crește salariile, dar nicăieri și nimeni nu vorbește de alocațiile copiilor. Și atunci eu cred că este momentul, în perioada următoare, ca societatea românească să se gândească cât mai mult sau să încerce să rezolve problema viitorului. Nu știu dacă foarte mulți politicieni știu cât este alocația unui copil în România în momentul de față. Și atunci, dacă putem să discutăm că suntem membri ai Uniunii Europene și eu sper să audă cine trebuie să audă, dacă putem discuta că un meseriaș în România nu este atât de performant ca și colegul lui din Germania și că cel din Germania este plătit, primește o sumă mai mare pe ora de muncă, cred că la copii n-ar trebui să se facă discriminări de acest fel. Mereu auzim directivele Uniunii Europene, încălcăm directive, România nu se aliniază. Eu consider că ar trebui să ne aliniem și la alocațiile copiilor care se nasc în România, să ne aliniem cu alocațiile copiilor din Uniunea Europeană, sau, mă rog, cu media din Uniunea Europeană și... Măcar cu media, da. Mai mult ar trebui să și creăm facilități pentru femeile din România care nasc copii, pentru mămicile noastre, pentru că vedeți dumneastră... E prevăzut ceva, să vă completez, a fost zile trecute invitată în studioul Gorj TV doamna Ioana Talău, directoarea de la Casa Județeană de Pensii Gorj, și a vorbit despre proiectul legii pensiilor. În acest proiect se prevede un beneficiu, un avantaj pentru femeile care dau naștere
și cresc până la vârsta de 16 ani 3 copii, și anume că vor ieși la pensie cu 5 ani mai devreme decât Nu-i termenul foarte stabilit. bine, de ce să nu primească pensii speciale până la urmă femeile care nasc mai mult de 3 copii în România, pensii care să fie plătite de statul român. Eu nu cred că ar costa atât de mult un copil, educația unui copil și creșterea unui copil în România, nu sunt sume astronomice și eu cred că ar fi și o măsură de relansare a României până la urmă, pentru că viitorul depinde practic țara noastră și noi tot depindem de în viitor de copiii noștri. Dar să știți că încrederea populației, vorbeați de clasa politică, dar încrederea populației în clasa politică este foarte, foarte scăzută și chiar vorbeam zile trecute cu o cunoștință, nu din presă, ci un angajat al unei instituții de stat, îmi spunea că, acum fără nicio legătură cu dumneavoastră, spunea că percepția dumneavoastră e că politică fac cu oamenii slab pregătiți chiar de 2 lei, spunea. Și vedem ce se întâmplă, pentru că nu sunt atrași oamenii sau oamenii de valoare cu o carieră în spate, nu au un interes în special să facă să intre în politică, pentru că vedem cum se poartă discuțiile în politică. Putem să vorbim și cum se poartă discuțiile la nivel local, la nivelul Gorjului și la nivel central. Așa că un om Eu cred că este și de valoare de ce să se muncește. implice în lumea asta politică? Iese mai mult terfelit dacă se implică. Acum trebuie să ai și puțin curaj ca să ai puțin curaj, să ai experiență, să ai competențe, pentru că nu poți să faci politică, până la urmă înseamnă performanță din punctul meu de vedere. Dar mă gândesc că în timp se vor schimba destul de multe lucruri. Îmi doresc cât mai repede și în România, pentru că până la urmă se și lucrează, dacă pot să spun așa, la scăderea încrederii Dar în clasa politică la noi se zice că e românească. invers, adică se încearcă să ajungă la performanță cu ajutorul Nu e politicii. imposibil, să știți. Păi Și cum? din Așa se punctul meu de întâmplă la noi. vedere, nu poți. Trebuie să-ți valorifici în politică experiența pe Că care ai noi uităm și avut-o în cine e fundat activitatea statului, stați puțin. de zi cu zi. Dacă Acum, vreți să... nu poți să faci politică dacă știți cum, ce te recomandă pe tine. Adică trebuie o carte de vizită serioasă ca să poți să faci și în politică performanță. Eu consider că în politică trebuie să-ți valorifici experiența pe care ai dobândit-o efectiv într-o anumită activitate economică, într-un anumit domeniu, experiența pe care ai avut-o să vii cu ea și să îmbunătățești activitatea din domeniul respectiv. Și Pentru că să... politică, până la urmă, e totul, nu se poate. V-ați văzut pe jos, sunt politici, tot felul de politici de dezvoltare, de politica, vă dau un exemplu, a învățământului românesc. Până la urmă, indiferent ce partid este la putere sau conduce țara, eu, ca dascăl, voi face permanent politica învățământului românesc, a colegilor, a oamenilor cu care lucrez în fiecare zi. Deci, Și să ai o anumită viziune, pentru că sistemul trebuie să adapteze în permanență la realitățile da, pentru că societatea e societății, într-o continuă economiei. mișcare. Deci, noi cred că încă nu ne-am adaptat la ceea ce se întâmplă în societatea românească astăzi. O parte dintre noi au rămas cu mentalitățile din anii 90, chiar 95, când unii chiar așteaptă să li se spună ce să facă. Haideți să discutăm, că am început așa Nu, pe eu aș vrea discuție corect. să se Da. rețină de aici că eu cred că politicienii ar trebui să se întoarcă, să se uite și în viitor și să vadă ce avem de gând să facem pentru copiii care se nasc în România. Încă de când se nasc, cum venim către ei și cum venim în special către familiile lor să le ajutăm să susțină creșterea și educația copiilor. Pentru că ziceau niște politicieni într-o vreme, la 20, la 18 ani, să îi dai unui tânăr 25.000 de euro. Erau niște discuții. Păi nu cred că ar ajunge la 25.000 de euro alocația în 18 ani pentru un copil născut în România. Și atunci, practic, ce ai face? Mai bine îi dai lunar, mărește alocația, astfel încât familia să poată să-i dea o educație și o creștere sănătoasă,
ca tot familia să se bazeze după aceea pe tânărul respectiv. Și lucrurile, să știți că nu sunt, nu știu cum, perfecte în alte țări dezvoltate, să spunem, din afară. Adică am văzut acum câteva zile un exemplu cu acea carne de porc cumpărată de un târgujean dintr-un supermarket din Târgu Jiu, carne cu puroi, carne provenită dintr-o unitate din Germania. Deci vedeți că păr mai sunt și pe la alții, nu numai la noi. Dar la noi se promovează practic numai scăpările. Greu promovăm și lucrurile frumoase și lucrurile bune. Dar încă o dată vreau să vă spun, pentru că tot începe școala, pentru că noi lucrăm cu copii, cred că ar fi momentul să ne întoarcem și să ne uităm puțin pe alocația copiilor din România și să venim să ajutăm familiile, să le încurajăm să facă copii. Da, mai ales că statul, noi toți cheltuim, până la urmă, o anumită sumă din buget pentru educație, pentru formarea copiilor și, cum să spun, trebuie urmărită finalitatea acestui proces, iar când cel pe care îl pregătește alege să plece și să, în străinătate, atunci cred că statul puțin a eșuat în ceea ce privește finalitatea, scopul actului educațional. Da, eu pot să vă spun că, cel puțin la nivelul municipiului Târgu Jiu sau județului Gorj, în ultimii 2-3 ani de zile, în special de când s-a schimbat cumva președinția Consiliului Județean și de când domnul Cosmin Popescu a ajuns președinte la Consiliul Județean, se văd destul de multe lucruri bune și eu cred că le vedem împreună. Practic, toată lumea se plânge în Târgu Jiu și în județ că nu mai găsesc oameni să lucreze. Practic, a reușit să aduc agenții economici serioși în județul Gorj, în Târgu Jiu în special, să deschidă platforma de la Bumbejiu, CPL-ul și la Bumbejiu. Și la Bumbejiu și așa mai departe și se vede. Eu sunt convins că încet, încet, oamenii de afaceri vor înțelege și vor ridica manopera, vor plăti mai bine ora de lucru, astfel încât în România și în Târgu Jiu să rămână cât mai mulți dintre absolvenții noștri de liceu și de învățământ profesional. Pentru că mă gândesc că fiecare familie își face un calcul cu ce rămâne după o lună de muncă. Și vedeți, acasă are casa lui, foarte puțin locuiesc în chirie, mai are ceva și pe lângă casă, dacă nu are un bunic, o bunică, un unchi, o mătușe la țară, de unde își mai iau roșie, un castravete, mai crește un animal pe lângă casă și deci chiar dacă rămâne la sfârșitul lunii cu bani mai puțini, cheltuielile pe care le are dincolo, în străinătate, sunt destul de mari, pentru că acolo practic ai ieșit din casă sau chiar în casă ai băgat mâna în buzunar, totul se plătește, inclusiv chiria pe locuință și sunt sume destul de mari. Deci dacă se continuă ritmul în care s-a început în Târgu Jiu și în celelalte orașe din România, cel puțin în vestul țării, acolo de mult e problemă cu angajații, nu se găsește forță de muncă, crește puțin manopera, sunt convins că oamenii își vor face calculul și vor considera că e mult mai bine sau beneficiile pe care le-au sunt mai mari în România decât în altă parte. Cel puțin eu îmi doresc să se întâmple așa ceva. Câți elevi vor începe școala în luni? Undeva la 65.000 de copii, învățământ preșcolar, primar, gimnazial, liceal și post-liceal, vor veni luni la școală. Noi ne-am străduit, am discutat cu directorii de licee, de școli generale, de grădinițe, cu primarii localității. Și-a anunțat cineva de la București prezența? Eu am invitat pe domnul Andea, secretarul de stat de la infrastructură din minister, am avut o discuție zilele trecute cu domnia sa și îmi spunea, domnul general, depinde unde ne trimite domnul ministru. Parlamentari, domnul Punta și că veneam fiecare an. Nu, n-am discutat, că au fost în vacanță, n-am discutat cu... Doar eu îi aștept pe toți parlamentarii din România să vină în școlile din Gorj. Mereu am considerat că atunci când iei contact cu realitatea, când vezi ce se întâmplă, vezi cu ochiul tău ce se întâmplă, poți să pui și umărul,
te sensibilizează și faci demersuri necesare să rezolvi dacă vezi că ceva nu merge bine. Deci eu îi aștept pe toți oamenii de bine să vină în școlile noastre, să vină la deschiderea anului școlar, dar festivitățile de deschidere vor dura destul de puțin, pentru că 10 septembrie este prima zi de școală, este zi în care eu îmi doresc să se facă cursuri, copiii să vină la școală, să primească orarele, să colegii mei deja să intre la cursuri, să facă acea oră de acomodare la începutul semestrului, urmând ca de marți să începem școala cu motoarele turate la maxim. Pentru că e mai greu după 2-3 luni de vacanță. Nu e mai greu, trebuie să fie din ce în ce. Știți discuția de anul trecut când un domn primar nu înțelegea că prima zi de școală este zi de școală, nu este zi de festivități. Nu este zi de... Deci eu cred că undeva în jur de ora 9 și jumătate se vor termina festivitățile și se va intra la clasă luni, pentru că sunt convins copiii de-abia așteaptă să reia legătura cu dascălii lor și sunt dorniți să afle noi cunoștințe. Unde sunt probleme în privința finalizării lucrărilor de reparație, reabilitare? Știu că în Târgu Jiu sunt, da, sunt două sunt lucrări câteva mari probleme la Gheorghe Magheru. Da, la Gheorghe Magheru, dar la Gheorghe Magheru e problemă doar pe partea de practică, de ateliere. Pregătire practică. Cei de la cauciuc, domnul David, ne-a păsuit destul de mult timp în clădirea fabricii de cauciuc din Târgu Jiu. Noi avem soluții în Târgu Jiu, la Liceul 4, eu chiar am spus-o public, am avut și o întâlnire pe această temă cu domnul primar și cu domnul președinte al Consiliului Județean. Îmi doream și îmi doresc în continuare în acea zonă o școală puternică. Sunt două licee acolo, două colegii, Ion Mincu și Gheorghe Magheru, pe care le desparte practic un gard. Erau soluții ca acel gard să se desfințeze și să avem o unitate școlară puternică, un liceu în care intrau toți copiii, și cei de la Gheorghe Magheru și cei de la Mincu. Și dacă le convine celul de la Gheorghe Magheru, pentru că mi spun că sunt la un nivel mai ridicat decât colegilor de la privința rezultatelor și foarte bine la bacalaureat. Dar asta nu e o problemă. Eu zic că în timp se omogenizeau și creșteau rezultatele și colegilor sau liceului din curtea vecină. Deci, practic, cred că cei mai câștigați ar fi fost copiii din Gheorghe Magheru, pentru că ar fi avut sală de sport, ar fi avut bază sportivă, ar fi avut internat, cantină, un centru modern de documentare și informare de la Ion Mincu. Deci condițiile de viață pentru copiii din Magheru ar fi fost alte, deci ar fi fost mult, mult mai bune. Și cum eu am mai spus, e ca în filmul ăla, când te uiți peste gard la ăla bogatul, nu? Tu ești cu un cap peste și te uiți la ăla bogatul că el are de toate și tu stai să vezi dacă poți să intri în sala de sport, când poți să intri, pentru că legislația acordă toate drepturile celor care sunt proprietari. Și culmea că chiar acești elevi care nu au condițiile celor de la Ion Mincu au rezultate mai bune la examene. Rezultate bune, foarte bune. Să știți că împreună eu sper să crească rezultatele și îmi doresc poate Consiliul Local, pentru că rețeaua școlară este atributul comunității locale. Gândește foarte serios, ne aplecăm pe aceste probleme și măcar pentru anul școlar următor eliminăm aceste deficiențe. Pentru că acolo în zonă și sper să reușim, există și școala gimnazială, școala numărul 2 din Târgu Jiu, sunt și câteva grădinițe în cartierul respectiv și eu cred că dacă
Comunitatea locală dorește, dacă domnul primar e interesat. Ați discutat cu dânsul despre posibilitatea asta? Da, am discutat, e acea frică, vedeți, fiind politician, să-și pierdă voturile. Să-și pierd voturile, bă, nu-i deranjez nici pe aia, nici pe aia. Până la urmă, dom'le, trebuie să rezolvi lucrurile în interesul oamenilor. Și bine, era și puțin târziu când am discutat noi această problemă, dar a promis că pentru anul următor o să discutăm din timp și vom face ceea ce e mai bine pentru copii. Deci la Gheorghe Magheru ar fi problema de amenajat atelierilor. Eu știu că primăria a demarat, o să dureze câteva. Este o clădire în curtea colegiului Ion Mincu, în care cred că intră tot maghierul și grădinițele din zonă și așa mai departe. Și au posibilitatea să meargă acolo să da, deja primăria a repartizat, a renovat ceva săl de clasă acolo, în care vor face, au mutat practic de la cauciuc atelierele pe care le-a avut Gheorghe Magheru. Deci n-ar fi nu e o problemă, copiii încep școala în clădirea colegiului Gheorghe Magheru, practic o vor face în curte. Deci e un pas, oricum au trecut gardul, va fi o poartă acolo. Eu că am fost elev la Magheru și era o poartă pe vremea când noi cei care eram elevi la liceu 1 și eram din mediul rural, mergeam, mâncam la prânz la cantina de la liceu 4. Eu chiar am locuit o vreme în internatul de la liceu 4. Deci mă leagă foarte multe lucruri de zona respectivă și de atunci nu înțelegeam de ce trebuie să fie două licee atât de aproape. Numai că pe vremea respectivă liceul 1 era înființat pentru fabrica de cauciuc din Târgu Jiu și toate specializările pe care le avea liceul de chimie, chiar zicea liceul de chimie, erau legate de prelucrarea polimerilor. Iar liceul 4 era liceul de construcții și au vrut cumva să se pare. Dar acum fac cam același lucru. De asemenea, la școala gimnazială Sfântul Vasile, da, din Târgu Jiu. Sfântul Nicolae, scuze, din Târgu Jiu, e o școală... Acolo este un proces mai amplu de da, extindere. Da, se modernizează clădirea nouă de la școala Sfântul Nicolae, practic se mai pune un etaj pe școala respectivă. Copiii vor fi mutați, am înțeles, la o altă unitate da, de învățământ? Da, copiii merg la liceul 4, deci la Ion Mincu merg și vor funcționa, pentru că Colegiul Tehnic Ion Mincu funcționează dimineața și seara. Practic între ora 14 și ora 18, 17, 18 nu avea decât sporadic activitate didactică acolo. Ei, acum vor merge dimineața și vor învăța copiii de la școala Sfântul Nicolae, urmând ca după amiază să vină și să învețe toți copiii din Colegiul Ion Mincu. Dar nu toți copiii. Clasele mici de la Sfântul Nicolae, deci tot ce înseamnă clasă pregătitoare, clasa 1, clasa 2, clasa 3 și clasa 4 vor rămâne în clădirea de la Sfântul Nicolae. Se poate, mă gândesc că acolo e un șantier, vor fi anumite zgomote, afectează cumva procesul de învățământ? Eu sper să nu afecteze sub nicio formă procesul de învățământ, oricum din ce am înțeles eu, au separat deja cele două clădiri, e o curte între cele două clădiri, practic n-ar trebui să fie niciun fel de probleme. Îmi doresc ca și constructorul să lucreze tot ce are de făcut pe exterior, să le facă cât mai repede, pentru că oricum și vremea nu vine primăvara, vine toamna, iarna, și să rămână cât mai repede să facă lucrările pe care sunt în interiorul clădirii și atunci n-ar mai fi niciun fel de probleme. Dar acolo ce știți? În cât timp trebuie să se finalizeze lucrarea respectivă? Da, înțeles că undeva până în primăvară ar trebui terminată. Alte probleme cu alte școli unde nu va putea începe anul școlar în condiții normale? Nu, eu din ce știu este o comisie acum formată prin ordinul domnului prefect, care formată din reprezentanții inspectoratului școlar, Consiliul Județean, Prefectură, Direcție de Sănătate Publică și Direcție Sanitar Veterinară, care merg în teren.
Cred că astăzi se încheie vizitele în unitățile de învățământ și din ce mi-au spus mie colegii mei, nu ar fi probleme foarte, foarte, foarte mari, dar pot să vă spun că dimineață vorbeam cu doamna directoare de la Ciuperceni, m-a sunat să-mi spună că acolo lucrează la acoperiș, la școala din Ciuperceni, a mers o firmă să repare acoperișul și ploaia de ieri a prins puțin descoperiți, a plouat în școală, au intrat apa în două săli de clasă și acum trebuie să repare, să remedieze și ce s-a întâmplat în, înăuntru. Adică sunt aspecte din astea punctuale. Eu cred că în majoritatea, marea majoritatea unităților de învățământ din Gorj, anul școlar va începe în cele mai bune condiții. Sunt și școli care funcționează în spații improvizate sau pe anumită perioadă. Dar numai acolo unde mai sunt lucrări care nu sunt finalizate. Dar mâine dimineață la ora 9 am fost invitați la o discuție cu domnul prefect, toți factorii care avem legătură cu învățământul și acolo vom hotărâ dacă vor fi probleme, cum vor fi remediate în cel mai scurt timp, astfel încât, încă o dată vă spun, anul școlar, cu excepția unităților de învățământ din Târgu Jiu, unde sunt probleme, unde sunt proiecte mari pe PNDL, în restul să începem cursurile în condiții normale. Sunteți mulțumit de implicarea autorităților locale și aici mă refer și de la nivelul municipiului Târgu Jiu, dar și din județ, și care ar fi primarii care nu s-au implicat în mod satisfăcător? Da, eu sunt, cum să zic, tot timpul am fost mulțumit, am și o relație foarte bună cu primarii localităților, pentru că fără ei, practic, nu poți să faci mare lucru, dar marea majoritate sunt alături de școală, sunt oameni foarte serioși și au înțeles destul de mult că părinții sau cetățenii la primărie ajung o dată, de două, de cel mult trei ori pe an, pe când la școală vin în fiecare zi să-și aducă copilul, să-și ia copilul, nepotul și așa mai departe, și au pus umărul ca școlile din Gorj să arate bine și foarte bine și nu pot decât să le mulțumesc și pe această cale. Nu cred că există vreun primar în județul Gorj care să nu se fie implicat în rezolvarea problemelor de la unitățile de învățământ, astfel încât școala să înceapă în cele mai bune condiții. Cam toți dintre ei se plâng de faptul că nu au bani suficienți pentru a rezolva toate problemele cu care se confruntă unitățile de învățământ respective. Pot să vă spun că acum o lună, cred că o lună și mai bine, la Tulburea, într-o vineri după amiază, am avut treabă la Craiova, am trecut prin Tulburea și am rămas surprins, l-am sunat pe domn primar, și am rămas plăcut, surprins, chiar nu mi-a venit așa să cred, era la școală, vineri la ora 4 cu angajații școlii, cu cei de la primărie și făceau curățenie, deja se făcuseră igienizările, se vopsise tot prin școală. Zic, uite, domne, ce lucru bun acolo unde se implică primarul. Trebuie să luăm o scurtă pauză de publicitate, ne întoarcem în studioul Gorj TV după câteva minute. Am revenit la emisiunea Numele Adevărului de la Gorj TV. L-avem invitat în această seară pe domnul inspector general al Inspectoratului Școlar Județean Gorj, domnul Ion Ișvan. Cu câteva zile înainte de a începe anul școlar, a avut loc un protest al părinților la Tismana, chiar acolo în zona centrală din localitate. Nu se află și o școală. Ce se întâmplă acolo? Părinții sunt mulțumiți că de decizia luată de a-i muta pe elevi la mai multe unități de învățământ de pe raza localității Tismana. Da, vedeți, dumneavoastră, odată s-a luat o decizie în zonă să transforme Tismana din comună în oraș. Politicienii, administrația nu s-a fost foarte atent la acea schimbare și practic astăzi plătesc alții. Deci acolo Tismana este formată din sate, practic este mediu rural, numai că în acte apare mediul urban. Și atunci legea educației naționale ne restricționează, ne bagă în anumite cifre, număr de copii în clasă. Și ne zice
pentru învățământ preșcolar, minim 10, maxim 20, media 15. Pentru învățământ primar, minim 12, maxim 25, media 20. Și așa mai departe, pentru fiecare nivel de învățământ. Asta pentru mediul urban? Pentru mediul, nu, pentru toți copiii din toate școlile din Goș. Nu există pe lege urban și rural. Dar în normativele ministerului, în instrucțiunile ministerului, ni se spune foarte clar, mediul urban, avem o medie pe clasă undeva la 26 de copii, mă refer la învățământul gimnazial și liceal, iar în mediul rural poți să mergi pe minim sau chiar sub minimul de copii în clasă, bineînțeles în condițiile, în condiții, cu aprobările de la Consiliul de Anzi al Inspectoratului Școlar și cu anunțarea Ministerului și a comunității locale. Sunt excepții prevăzute de lege, dar astea sunt pentru mediul rural. Ortizmana e formată din sate, este mediul rural, iar în acte, la București, la minister, apare mediul urban. Iar eu nu vă spun de câte ori mă cheamă la minister cu finanțarea, fac genoflexiuni, mă ridică și iau loc cu orașul Tismana, cei de la București știu că e oraș, uite Dumnezeu, scrie în acte că e oraș, eu le spun că de fapt nu e oraș, că sunt sate, sunt școli în localități destul de îndepărtate de centrul orașului și așa mai departe. Și atunci le-am recomandat directorilor de școală, pentru că până la urmă nici tu nu poți să faci de capul tău, trebuie să respecti legea, să reanalizeze, să rediscute în Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ problema mutării copiilor dintr-o clădire în altă clădire. Pentru că undeva în luna februarie s-a luat o hotărâre în Consiliul de Administrație din care fac parte, să știți, și de cadre didactice, dar fac parte și comunitățile locale, și Consiliul Local, și primarul, sau mă rog, reprezentantul primarului, și părinții. Nu? Și atunci am înțeles că o singură persoană, domnul Popescu Ion, consilierul local, a votat împotriva proiectului respectiv. În rest, toți au fost de acord cu proiectul, cu mutarea copiilor în locațiile noi. Și atunci, văzând discuțiile, văzând ce a apărut în presă, vinerea trecută am discutat cu domnul director Răuț, pentru că doamna directoare a avut ceva probleme și a fost în concediu de odihnă. Luni am vorbit și cu doamna directoare, dar vineri am vorbit cu domnul Răuț și i-am spus, domnule, vorbește cu oamenii, du-te și discută cu oamenii, spune-le că nu poți dumneata să iei o decizie de unul singur, vezi, rediscuta în Consiliul de Administrație al școlii și chiar i-am cerut să iau o decizie, o hotărâre în conformitate cu legea și în interesul părinților, copiilor, până la urmă, pentru că asta se poate reveni? Sau? Da, bineînțeles. Consiliul de Administrație al Școlii poate să revină. Eu știu că ce dacă nu respectă normativa acela de... Păi, cere aprobări, ne face un memoriu în care ne spune, ne solicită Consiliul de Administrație al Inspectoratului Școlar excepția de la regulă. Noi urmăm să analizăm și să formăm ministerul și să luăm decizia, încă o dată vă spun, în interesul copiilor. Până la urmă că noi știm cum arată Tismana și ce se întâmplă acolo. Cred că e distanță destul de mare de la Celei până în Tismana sau alte sate. Acum ați văzut că luați copiii cu microbuzul de la 100 de metri de școală și îi aduc la școală. Deci acum nu știu cât e, dacă e într-adevăr atât de mare distanța, dar nu cred trebuie să creăm probleme de acest gen părinților, pentru că mai ales sunt copii mici, sunt copii de școală primară și trebuie să fim foarte atenți la problemele copiilor și să le creăm condiții să învețe carte cât mai aproape de locuință, de locul unde trăiesc copiii respectivi. Chiar dacă, știți dumneavoastră, de multe ori tu vrei să faci bine și chiar faci bine, dar oamenii percep că le faci rău. Gândirea, din ce am înțeles, a fost ca fiecare clasă să aibă un singur învățător, adică în clasă să fie copii de aceeași vârstă, același an de studiu. Ei, la Tismana e o tradiție să învețe la simultan și atunci, dacă părinții vor asta, li se pare că e normal
ca în clasa în care e copilul să mai fie și copil de altă, din altă clasă și doresc treaba asta, se încadrează pe lege, nu văd de ce n-ar continua, așa cum au învățat până acum. Și până acum mai sunt câteva zile până pe 10 septembrie când începe școala. Ați primit din partea școlii, Consiliul de Administrație, o solicitare în acest sens? Nu știu, n-am apucat să fac mapa astăzi, dar văd că s-a făcut liniște și mă gândesc că lucrurile s-au rezolvat. Eu știu că am... Nu vor mai fi mutați la alte școli. Eu știu că am sunat, acum vor găsi o variantă de așa natură încât să convină tuturor. Dacă mută, pe cine mută, cum mută și așa mai departe. Dar zilele următoare vom afla, mâine o să mă interesez și o să vă spun ce se întâmplă acolo. Legat de acest lucru, știu că ați avut o discuție și astăzi cu profesorii de la liceul numărul 4, tot ca urmare a scăderii numărului de elevi, ne izbim de acest aspect, pentru că populația școlară scade de la an la an, este o realitate. Și acolo tot la fel, se vor reduce din clase, trebuie să teamă profesorii că își vor pierde din ore. Nu, din... profesorii titulari, eu am spus-o și o spun în continuare, toată lumea care are contract de muncă pe o perioadă nedeterminată în învățământul preuniversitar din Gorj nu trebuie să-și facă niciun fel de probleme. Vom avea grijă astfel încât să nu le fie afectat sub nicio formă contractul de muncă. Practic, nici nu ne dă voie, nu putem să umblăm aici. Dar nu putem nici să lăsăm în continuare anumite formațiuni de studiu să funcționeze sub numărul minim din lege. Și vedeți noastră, fiind oraș, Târgu Jiu chiar e oraș, nu se poate compara cu Tismana, nu, ca din punct de vedere al orașului, al mediului de rezidență, fiind oraș, chiar trebuie să funcționăm peste media din lege. Adică o clasă de liceu într-un oraș trebuie să funcționeze undeva peste 26 de elevi, așa ne spune media, ne spune legea, și atunci vom lua toate măsurile care depind de noi, astfel încât clasele respective să funcționeze pe lege, bineînțeles fără a diminua normele profesorilor. Unii vor pierde acele ore suplimentare, plata acora, dar norma de bază nu va fi afectată la niciun titular din Târgu Jiu. Eu v-am povestit, am avut o întâlnire astăzi la Inspectoratul Școlar cu o parte din colegii profesori de la Ion Mincu, am discutat serios, i-am rugat să se implice în tot ce înseamnă activitatea din școală, să nu mai admită anumite lucruri dacă nu sunt corecte, pentru că ce verificăm noi acum trebuia pus la punct încă din februarie-martie de consiliu, de directorul Unității de Învățământ, Consiliul Profesoral și Consiliul de Administrație al Unității de Învățământ. Chiar am discutat deschis cu cărțile pe masă, pentru că au fost discuții, le-am rezolvat și eu sunt și convins câte, că nimeni nu va avea de... Cu câte clase de se... N-am o statistică, nu e, doar plus 3 clase pe paralelă cu 5, 16, 17, 18 elevi. Practic, dacă vă rămâne două. Rămân două, așa e normal. Au fost discuții și chiar am vorbit cu dânsii, vor o clasă de profesională pe construcții. Și acum au ocupat 15 locuri acolo. Practic, e minimul pe lege, dar clasa asta, ca să poți să o susții, trebuie să le ai pe celelalte încărcate pe maxim ca să poți să susții această clasă. Dar sunt variante și le vom discuta mâine, poi mâine, cu toată lumea, dacă la alt liceu din Târgu Jiu avem aceeași situație, să ducem copiii într-o singură locație, să facem, spre exemplu, 30 de copii într-o clasă și dacă are probleme cu catedra, cu norma, vreunul din profesorii din școala de unde pleacă copiii, să meargă și să predea la clasa respectivă. Adică încercăm, până la urmă, ăsta este rolul nostru, să mediem și să ducem lucrurile către normalitate, către lege, pentru că nimeni nu-și dorește
nu fie respectată legea. Eu chiar le-am cerut colegilor mei să mă ajute și să ia măsuri astfel încât toată lumea, toți cei care lucrăm în învățământ, să ne facem treaba. Adică chiar am discutat de colegiile mari din Târgu Jiu, care în momentul în care se încheie cursurile, practic se umple strada de copii, toți copiii pleacă odată, nu lipsește nimeni de la ore. Deci îmi doresc ca și în liceele tehnologice să se întâmple acest lucru în anul școlar care tocmai a început. Păi, încât am înțeles că lipsesc și elevii, dar mai lipsesc și profesorii, că nu... Păi, tocmai de asta am cerut. Se fac întotdeauna am unele spus ore. Și le spun în continuare și dumneavoastră știți că am spus-o publică, nu pot fi plătite ore care nu se fac. Adică, domnule, nu ți-ai făcut chiar dacă ai fost la școală. Da, nu puteți face verificări? Facem și am făcut verificări. Vă dați seama că de-aia vorbesc. Dacă n-aș fi făcut verificări, n-aș ști ce se întâmplă, n-aș discuta aici eu cu dumneavoastră. Eu mă gândesc că asta se face și cu acordul conducerii școlii respective. Păi, adică directorul cred că știe de situația aceea, nu? Eu știu, eu mereu îl întreb și sunt chiar surprins cum pontează sau cum trece în și plătește ora pe care și el știe că nu s-a făcut. Pentru că e timp, e plătită o muncă neefectuată. Dar atunci când pontezi ceva și e ceva până la urmă fictiv, nu? Păi, nu e un fals într-un document? Sunt mai multe lucruri de genul ăsta. E fals, e chiar auzit de fals și așa mai departe. Dar, vedeți, eu îmi doresc să vină alții să ne învețe sau să avem tangență cu lucruri de acest fel. Tocmai de asta am spus, o spun și acum la dumneavoastră în emisiune, că bine este să-ți faci ora indiferent la în ce moment al zilei este ea planificată. Pentru că, practic, sunt 18 ore pe săptămână pe care trebuie să le faci efectiv, să le justifici fiind în clasă și predând elevilor. Sunt sau vor fi școli la luni, pe 10 septembrie, unde care se vor închide, nu vor mai funcționa ca urmare a reducerii numărului de elevi? Nu, din câte știu eu, nu e vorba de nicio școală generală, școală gimnazială, iar referitor la școlile primare, acest lucru nu poate fi decis la nivelul inspectoratului școlar. Legea trimite la comunitatea locală. Deci, dacă s-a hotărât sau se hotărăște, mă rog, din diverse motive și în special pentru faptul că nu sunt copii la unitatea respectivă și, vedeți dumneavoastră, până la urmă, și primarii și comunitatea locală și părinții își doresc ca copiii să învețe carte în condiții cât mai bune. Și atunci, în mediul rural în special, se tinde să se meargă către școala de centru, cu timpul probabil că aici se va ajunge dacă nu găsim vreo metodă să relansăm satul românesc, să crească, să se nască copii în satul românesc. Și atunci comunitatea locală, și normal până la urmă să se întâmple să fie așa, decide dacă închide sau nu închide vreo unitate de învățământ. Dar din ce știu eu până acum, practic se închid doar clădirile sau unitățile de învățământ în care nu mai sunt copii. În rest, nu se întâmplă. Absolut, adică știu că sunt câteva școli în Gorj, cea de la Hurezu, în satul Hurezu, în Turcinești, sunt câțiva copilași pe deci, acolo. Și acea, știți foarte bine, localitatea cea mai îndepărtată din Gorj, Cerna Sat. Da, Cerna Sat, din păcate, s-a închis de mult, nu mai sunt acolo. Copii, dar... Și unde merg? Merg la... Pentru că majoritatea locuiesc în Padeș. În Padeș, în Valea Mare, acolo locuiesc majoritatea, practic în Cerna Sat merg doar primăvara, vara, toamna. Pentru că mai sunt copii în, da, nu mai sunt copii în localitatea respectivă. În localitatea respectivă. Dar de fapt e și foarte greu să ajungi iarna acolo. Dar, da. Na, vedeți dumneavoastră, tineretul nostru pleacă dincolo, se depopulează satele românești, Cerna e unul din, păcat că e o zonă extraordinar de frumoasă, dar e populată vara. Am încercat în 2012-2013, am ținut-o deschisă, erau 4 copii acolo, am luat arvoare specială pentru copii, chiar m-am dus să văd și să-i cunosc pe oameni, dar iarna a fost atât de grea încât în iarna a trebuit să închidem școala pentru că le era pusă într-o formă sau altă viața, existența în zona respectivă. Da. Au venit la Pade și au continuat școala în
școlile din Padeș, da. Am fost la alegerile trecute la Cerna Sat, pentru că acolo era o secție de votare și, într-adevăr, erau condiții deplorabile acolo, chiar în sediul școlii a fost amenată. Nu s-a mai investit, primăria Padeș n-a mai investit acolo, pentru că neavând copii, practic, n-ai... Sper să o transformăm la ceva, să-i schimbe de vedere turistic, sunt cheile Corcoaia. Da, facem o tabără pentru copii acolo, sau mă rog, altceva, unde copiii să meargă vara, chiar copiii din Padeș. Îi sugerez domnului primar să gândească, să îi schimbăm destinația, să facem un centru pentru copii de tineret, unde copiii din și comună să meargă vara și să... Sunt și câteva pensiuni în zona respectivă. Au apărut o serie de probleme cu privința manualelor. Știți foarte bine, contradicție din manualul de biologie, o serie de greșeli flagrante. Ce se întâmplă? S-au ajuns toate manualele și care e problema cu, care e situația cu acesta de biologie? L-ați primit? L-ați returnat? Da, nu știu ce s-a întâmplat până la urmă cu el, dar profesorii noștri, profesorii de biologie, stăpânesc foarte bine materia, nu vor fi probleme dacă se va lucra după acest manual. Probabil că nu tot manualul este greșit, sunt anumite scăpări și, vedeți, e un lucru nou până la urmă. Practic, pot să vă spun că era o piață de 100 de milioane de euro, manualele în învățământul preuniversitar românesc. Fostul ministru, domnul Liviu Pop, a luat o decizie, eu pot să spun, destul de înțeleaptă, ca acești bani să rămână în învățământul preuniversitar românesc, probabil că din diverse motive n-au fost suficient de atenți, ce vreau să vă spun, manualele nu mai pot fi tipărite la alte edituri decât la editura didactică și pedagogică, editura ministerului, și pot să vă spun că prețurile de tipărire au scăzut în unele situații chiar de 10 ori. Adică e o economie făcută la bugetul ministerului, bani care până la urmă ajung într-o formă sau alta tot în învățământ, și acum ei ajungeau în diverse buzunare înainte, și de aici și speculațiile astea și răutățile. Și dar eu sper că în timp să se termine cu aceste lucruri. Fiți convins că profesorii de biologie și, mă rog, am înțeles că au mai fost discuții și cu cel de geografie, vor cenzura destul de bine manualele respective, astfel încât copiii să învețe lucruri corecte, nu să învețe, adică le vor acele explica... excepții, le vor cenzura până la urmă, pentru că nu, dacă vor ajunge, dar eu sper să nu fie probleme deosebite. Oricum, la noi, la Gorj, au ajuns, cred că toate manualele se distribuie în fiecare zi, vin directorii, administratorii și ridică manualele de la magazia inspectoratului școlar, pentru că să știți, toată lumea își dorește ca în prima zi de școală lucrurile să fie foarte bine puse la punct. Au ajuns la toate disciplinele, manualele de la toate disciplinele, sau mai trebuie să susească? N-am acum o statistică, n-am știut, dar mâine dimineață o să mă interesez și vă comunic datele concrete, reale, ce a venit, ce mai trebuie să vină, cât sunt distribuite unitățile de învățământ, dar eu îmi doresc ca până luni toate manualele să fie distribuite în școli și copiii să le aibă. Practic e vorba doar de recartări, pentru că știți foarte bine, manualele primesc copiii încă în momentul în care termină anul școlar, termină școala. Deci cei de clasa a treia, spre exemplu, primesc manualele de a patra și le au și pe vară copiii, dacă sunt curios să se uite în ele, și așa mai departe. Deci, practic, primesc doar ceea ce se tipărește nou. Recartările, le spunem noi. Hai să vorbim, mai avem câteva minute la dispoziție, și despre acoperirea cu personalul didactic calificat. Ați apelat, ați fost nevoit să apelați și la suplinitori, da, pentru a acoperi... Sunt suplinitori, pentru că nici nu poți să încarci sistemul de învățământ cu titulari, pentru că, vedeți, problema demografică, scăderea numărului de copii, ar afecta destul de mult titularii. Și atunci, sub o formă sau alta, sunt posturi la suplinire.
Noi în Gorj nu avem personal didactic necalificat, suplinitori necalificat, practic toți sunt calificați. Adică au terminat o facultate în domeniul respectiv. Deci nu avem niciun post acoperit cu profesorii. Dar n-au obținut note de trecere la... N-au obținut note de trecere de titularizare, nu au fost posturi, dar au fost destul de mari notele în acest an la numai concursurile. Erau în anumite situații în când, nu știu, apelau la profesorii cu 3, 4, 5, na, ceva probabil din acesta. Că, vedeți, noastră, sunt tot felul de discuții aici. În oraș, în general, presiunea este foarte mare pe posturile didactice, sunt oameni cu note foarte mari la aceste concursuri, dar nu vor să meargă și în zone mai îndepărtate ale județului și atunci trebuie să meargă cineva să învețe copiii cartea. Asta nu înseamnă că acel coleg al nostru care merge acolo nu are cunoștințele necesare, pentru că este absolvent al unei universități din România, are o diplomă de licență care certifică și dă dreptul să lucreze în învățământ. Eu tot timpul am pus rezultatele la concursele mai slabe pe starea colegului din ziua respectivă, pentru că până la urmă cea care îți dă voie să lucrezi în învățământ este diploma de licență certificată de universitatea respectivă. Și da, sunt universități și universități. Acum nu discutăm noi, așa sunt oameni și oameni, nu? Deci, în general, eu nu comentez astfel de lucruri, pentru că avem metodiști în învățământ la Gorj, avem inspectori școlari de specialitate, care sunt oameni foarte, foarte bine pregătiți, care merg și îi îndrumă pe colegii noștri mai tineri sau le recomandă să, dacă văd că nu pot să facă față în învățământ, să părăsească sistemul de învățământ preuniversitar. Și să știți că de regulă nu rezistă la clasă, în fața unei clase, în fața 20, 30, 35 de tineri, nu poți să stai dacă nu știi carte. Pleci singur de acolo. Trebuie să ne oprim aici. Vă doresc mult succes și dumneavoastră și elevilor. Să fie un an cu o rezultate foarte bună. Anul trecut chiar a fost un an deosebit pentru învățământul gorjean, cu rezultate de excepție. Și noi tot timpul la Gorj TV am promovat pe tinerii care au reușit să ne facă mândri pe cei care trăim în acest județ. Ne oprim aici. Mulțumesc pentru participare. Doamne și domnilor, vă mulțumesc și noastră că ați fost alături de noi. Vă doresc să aveți o seară plăcută în continuare.